bună ziua și bine ați venit în Pepinierele Fundulea, azi 20 iulie 2019. Astăzi mi-am propus să vă arăt cum ar trebui sau cum arată la noi în Fundulea un drajun de zmeuri, un pui de zmeuri ce urmează a fi plantat în toamna lui 2019. După cum observați, un drajun, o plantă certificată, ca să crească cât mai rezistentă, cât mai viguroasă la rădăcină și cât mai înaltă, acestor plante le trebuie avortate fructele. Atunci când ai activitate de pepinieră, trebuie să crești și să dai tot ce e mai bun plantelor, adică lăstarilor ce urmează a fi plantați. După cum am spus, nu trebuie să existe fructe ca să nu stopeze creșterea drajunilor. Deci cam atât din pepinierele Fundulea. Dacă mai aveți întrebări referitoare la întreținerea culturilor de zmeuri, mur, plante certificate cu pașapoarte fitosanitare, vă aștept aici la pepinierele Fundulea sau la numerele de telefoane afișate pe site-urile oficiale ale pepinierilor.